Bună dimineața, dragilor! Se pare că vremea se menține caldă în toată țara. Temperaturile rămân mai ridicate decât media acestei perioade. În estul și sud-estul țării, local, vor fi nori joși sau ceață, îndeosebi în primele ore ale zilei și din nou noaptea. Valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor specifice datei, iar în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Mergem în Maramureș, unde vom avea același soare și temperaturi plăcute ca zilele trecute. Maxima zilei va ajunge astăzi până la 26 de grade, atât în Satu Mare, cât și în Baia Mare. Aceeași vreme frumoasă cu soare și temperaturi ridicate va fi și în Crișana. Valorile termice vor atinge astăzi 26 de grade, atât în Arad, cât și în Oradea. În Banat, pe lângă un cer senin și un soare strălucitor, vom avea cele mai mari temperaturi. Se vor înregistra astăzi 27 de grade în Reșița și 28 de grade în Timișoara. În Oltenia ne așteaptă o zi caldă de toamnă, cu soare generos și temperaturi maxime, ce vor fi cuprinse între 24 de grade în Craiova și 25 de grade în Târgu Jiu. De vreme frumoasă ne vom bucura și în Transilvania, chiar dacă dimineața și seara este mai răcoare. La prânz se vor atinge valori ce vor ajunge până la 19 grade în Miercurea Ciuc și 24-25 de grade în Zalău. Nici în Moldova lucrurile nu stau diferit din punct de vedere meteorologic. Vom avea un cer mai mult senin, iar dimineața și seara vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în Piatra Neamț și Focșani și 21 de grade în Botoșani și Iași. Dobrogenii vor avea parte de soare, vânt slab, iar dimineața și seara ceața va fi parte din peisaj. În ceea ce privește valorile termice, acestea vor urca astăzi până la 19 grade în Constanța și 21 de grade în Tulcea. Ajungem și în Muntenia, unde ceața ne va da bătăi de cap la primele ore ale dimineții, dar pe parcurs se va arăta soarele și ne va aduce temperaturi de până la 20 de grade în Slobozia, Brăila și 24 de grade în Pitești. În capitală vom avea un cer variabil spre senin și o maximă termică de 21-22 de grade. La primele ore ale dimineții am avut parte de ceva ceață, dar ușor-ușor acest fenomen s-a dispersat. În acest moment avem un cer mai mult senin și o temperatură de 11 grade. După cum am observat, deja temperaturile sunt mai crescute în această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar meteorologii ne spun că se va mai menține așa o perioadă destul de bună. Atât momentan despre vreme, să aveți o zi minunată!